Bună ziua tuturor! Sunt Emilia Moraru, doctor, conferențiar universitar la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău și vreau să vă prezint în continuare o platformă gratuită de publicare a documentelor care creează publicații web interactive în timp real. Să o descoperim împreună. Așadar, este vorba de platforma Calameo, care oferă un confort de neegalat pentru a citi documentele. Publicațiile pe această platformă sunt servite într-o formă optimă, cu variate posibilități de personalizare, cum ar fi imagini de fundal, muzică de fundal sau linkuri interactive. Calameo face posibilă, în condiții de siguranță, afișarea publicațiilor pentru acei oameni pe care dumneavoastră doriți să le citească sau pentru tot publicul din internet. Dintr-un fișier PDF sau alt format, se pot crea reviste, broșuri, cataloge, rapoarte, prezentări și multe alte produse care sunt avantajele acestei platforme. În primul rând, dumneavoastră ca editor aveți capacitatea de a activa sau dezactiva opțiunea de descărcare, de imprimare sau de partajare. Aveți capacitatea de a alege dreptul de autor, de a-l face public sau privat un anumit material pe care îl publicați. Publicarea suportă vizualizarea de la stânga la dreapta și invers. Încă ce avantaje oferă această platformă? Oferă statistici pe toată durata vieții. Respectiv, dumneavoastră veți găsi pe platformă. Uh numărul de vizualizări ale publicațiilor dumneavoastră în fiecare zi. Veți putea identifica dispozitivele de pe care cititorii dumneavoastră preferă să citească publicațiile, să studieze publicațiile dumneavoastră. Veți putea identifica sau vizualiza sursele unde apar publicațiile dumneavoastră, preluate, deci și publicate. Veți putea vedea țările unde se află cititorii dumneavoastră. Deci, vedeți, o gamă largă de oportunități. De asemenea, așa cum am spus, din fișiere de diferite formate, dumneavoastră puteți să convertiți și să creați broșuri, reviste, rapoarte și alte materiale promoționale interesante. Așadar, cum intrăm pe această platformă? Pentru a putea intra pe această platformă. Desigur că trebuie să deschidem Google și de acolo să dăm www.calameo.com. Deja eu am identificat aici, deci imediat se vede. Am intrat. Am, am identificat, de fapt, platforma unde se află calameo.com, deschidem acest link și pentru că eu deja am un cont creat, imediat am intrat în contul meu, vedeți, este aici, dar dacă nu aveți un cont pe această platformă, este foarte ușor de, de logat, de creat, dacă aveți un e-mail Gmail sau Facebook și mai sunt și alte posibilități de conectare pe această platformă. Deci, dumneavoastră, acum puteți vizualiza interfața acestei platforme. Cu posibilitățile ei, deci aveți aici mai multe idei pentru a vă inspira în crearea materialelor dumneavoastră, broșuri, reviste, rapoarte și alte materiale promoționale cu diferit conținut și design, de exemplu. Aveți fashion, cooking, sport, travel și alte, alte domenii pe care vi le alegeți în funcție de necesități și de interese. Așadar, în afară de aceasta, ce mai putem vedea? Avem și alte idei de unde ne putem să ne inspirăm postate de cei care utilizează această platformă. Deci, dând scroll în jos, puteți descoperi multe încă posibilități pentru a vă inspira în crearea publicațiilor dumneavoastră. Așadar, ca să vedem publicațiile mele, de exemplu, ce am reușit eu să plasez pe această platformă, trebuie să dau click pe contul meu și mi apare încă o bară suplimentară de instrumente, unde avem dashboard, publication, favorites, comments, statistic și așa mai departe, setări. Dacă vorbeam despre statistică, iată aici, noastră, puteți vizualiza ceea ce am anunțat în prezentare, adică, în primul rând, să vedeți total vizualizări ale publicațiilor dumneavoastră, câte aveți. Pe zile, da, cum a, a fost vizualizat materialele dumneavoastră, pe zile, în ce zile, de pe ce dispozitive a fost vizualizate, citite materialele dumneavoastră, da, despre, de pe telefon sau computer sau tablete, sursele unde deja... Sunt prezente publicațiile dumneavoastră, din ce țări sunteți dumneavoastră urmărit, citit, în cazul meu, din România și din Republica Moldova, și așa mai departe. Tot pe această bară, deci, pot vizualiza publicațiile mele. Iată ce am reușit să stochez până în momentul de față. Și dacă vreau să public un material nou, Desigur că trebuie să apăr, apăs pe publish și atunci îmi în, în, încarc, mi-aduc din laptop sau din notebook, din computer, mi-aduc un material pregătit, cel pe care vreau să-l postez aici să zicem că este vorba de un catalog, este vorba de o broșură, este vorba de alt material promoțional. În cazul meu am selectat un catalog de produse pentru sănătate, l-am identificat din timp și iată îl încarc aici din computerul meu. Da? Este vorba de, despre un mic ghid sau un mic, o mică broșură a companiei Apple Go cu produse de, pentru sănătate. Dacă vreau să, să Editez, deci aș putea să-i schimb titlul pe care deja îl avea acest document, eu pot să-l schimb, să-l las mai simplu, să fie, de exemplu, Apple Go, buclet, de exemplu, da? Pot să-i dau și Go, pentru că așa este corect și am, de exemplu, buclet, da? Uh, mai departe să dau ce este ca descriere. Sunt niște produse uh, pentru sănătate, de exemplu, și uh, notez lucrul ăsta. Aici pot să bifez dacă. Conținutul e rezervat doar pentru cei la 18, plus, deci mai mari, mai mari de 18 ani. Dacă nu lăsăm așa, cum să mi-arate materialul când o să-l vizualizez? Și aici pot selecta să las auto sau să fac ca publicații sau să dau scroll sau ca slide-uri, cum vreau eu să fac. Să zicem că îi dau publicații, da? Cum să citească? De la stânga la dreapta mi-arată deja data imediat, singura a identificat-o și pot să văd dacă să o las public sau privată. Da, deci pot să fac și pot să permit cu un link, cu da? un link privat să, să dau cuiva, să, să o poată accesa. Dacă nu, mă rog, nu o dau și o las doar pentru mine. În cazul meu o să o pun public. Se încarcă materialul, noi imediat vizualizăm cum se încarcă, iată, este în desfășurare imediat o să vedem cum apare această broșură, convertită, de fapt, dintr-un document PDF, va avea cu totul altă înfățișare atunci când o să o citesc. Care sunt posibilitățile? Deci eu pot să citesc acest document, pot să editez sau pot să deschid la săgetuță în jos și mai am departajare, cod încorporat, să descarc și așa mai departe, inclusiv să văd statisticile care urmea, vor urma după ce o să public acest material și inclusiv pot să șterg sau alte posibilități mai am. Vedeți că documentele recent încărcate apar cu indicatorul new, deci este de data recentă și haideți să văd cum arată, cum o pot vizualiza ca și pe o broșură. Vedeți catalog produs Apple Go și ea se listează, se aude și cum se întoarce pagina, asta este mai plăcut. Am posibilități de zoom dacă vreau să măresc sau să micșorez. Am posibilități de a partaja, deci direct de aici. De descărcat, vedeți că nu este activ, pot să dau full screen sau, mă rog, cum, cum doresc eu să vizualizez mai clar acest material. Și, în felul acesta, vedeți, cititorul își face, poate face o impresie despre produsele dumneavoastră. Zicem că nu sunteți reprezentant acestei companii și doriți să promovați aceste produse, să vadă componentele, să vadă pentru ce afecțiuni sunt bune, cum se utilizează și așa mai departe. Deci, ați fost făcut un lucru bun dacă uh, uh, oferiți cititorilor un mini catalog, să spunem așa, o mini broșură despre aceste produse. Bine. Așadar, avem așa un tip de material sau putem să publicăm, să zicem, poate un plan de afaceri care vrem să-l facem cunoscut celor interesați de, de compania noastră. Avem o nouă idee de afaceri și vrem numai decât să o cunoască și alții, poate dorim și să obținem un feedback de la urmăritorii noștri, de la clienții noștri, să vadă ce alte afaceri mai punem pe roate sau dacă concepem un alt produs, din alături de celelalte produse pe care le avem într-o anumită gamă, cu ce noutăți venim și atunci facem public acest plan de afaceri, conceptul afacerii. Respectiv putem tot pe această cale să încărcăm. Dacă aici am ales un document PDF în cazul Apple Go, să zicem că am dorit să încărcăm și un format PPT, deci ca o prezentare, respectiv, iar apăs aici, mă duc la publicații, în primul rând să văd dacă totul s-a păstrat, este, și încarc următorul material, deci aleg o prezentare, un plan de afaceri, care de asemenea se va converti într-o broșură sau într-o revistă. Așa, dar eu am pregătit din timp o anumită prezentare, nu este afacerea mea, este o prezentare preluată a unui domn care o să-l las aici, așa. Descriere, deci scriu că plan de afaceri, să zicem, plan afaceri, da? Afaceri, plan de afaceri. Mă uit aici dacă e ok. Cum să fie vizualizat? Iată, asta e foarte important. Haideți să o dau ca publicație, că s-ar putea să-mi dea ca slide-uri dacă este prezentare. Așa că voi alege ca o publicație, să o pot tot lista ca pe o broșură. Data este, o las publică și o public. Așa, iată, acum urmează procesul de încărcare. Durează puțin, este un pic mai mare ca și format, o prezentare și desigur că dumneavoastră o puteți urmări să vedeți cum poate arăta o prezentare convertită. Apare din nou indicatorul New cu aceleași posibilități de citire, de editare și de descărcare, partajare și așa mai departe. Deci aleg să o citesc, să văd cum arată, deci vedeți că arată exact ca o broșură această prezentare, deci toate se convertesc, indiferent că pun Word sau alte formate, pe toate pot să le vizualizez în, în, modul în care îmi doresc eu. Ați văzut posibilitățile de vizualizare. Și iată, avem aici un concept de afaceri, nu o să reținem atenția, doar vedem că urmărește un, o structură a, unui, a descrierii unui plan de afaceri, de la descrii, de la management, conceptul afaceri în ce constă, mod, modelul de afacere, E vorba de o cafenea, cum va fi amplasată și designul, factorii cheie și alte, alte, puncte, da, să zicem, conform structurii descrierii unui plan de afacere, analiza SOT și așa mai departe. Deci observați că, și aici putem să dau, să dau și dacă vreau încă undeva să duc această eu știu, prezentare să fie vizualizată și pe alte site-uri sau pe alte platforme. Eu pot să încorporez și să o fac, să o partajez cât mai mult. Inclusiv pot să partajez și pe rețelele de socializare. Așadar, dacă merg la publicațiile mele, o să o vizualizez, ea este aici și la necesitate voi urmări dacă am ce statistici am, cât de interesant a fost produsul meu și așa, deci se poate se pot încărca, vedeți în cazul meu am aici și orduri încărcate și așa mai departe, pliante prezentări care toate, vedeți, pot fi un program de curs, de exemplu, ca un poster, iată, îl pun, se mărește, are zoom, așa, în care toți clienții mei găsesc dacă am un eveniment, de exemplu, un curs, lansez sau un eveniment, întâlnire și așa mai departe, în cadrul companiei. Orice. Așa, respectiv. Cam acestea ar fi de spus despre Calameo. Vă urez ca dumneavoastră să aveți cât mai multe idei de afaceri valoroase și să vă vedeți visele realizate. Vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!